Binecuvântat să fie Domnul. Amin. Și binecuvântat să fie dumneavoastră pentru alegerea înțeleaptă care ați făcut-o astăzi. Împlinind un cuvânt al Sfintelor Scripturi care spune că e mai bine să te duci într-o casă de jale decât una de petrecere. În casa de jale astăzi toți ne aducem aminte că suntem pregători. Și spunea înțelept mai departe că prin aceasta inima se face mai bună. Și rog pe Domnul ca plecând de aici să fim mai puțin mai buni decât am venit. Doamne ajută-ne la aceasta. Cântăm de slavă. Vorbim de odihnă. Vorbim de bucurie. Dacă bătâie cebrea care a fost soț și tată. Și Scriptura ne dă dreptul acesta. Pentru că din textul acesta frumos care s-a citit, eu m-am îndrăgostit de subtitlul pus acolo de cineva. Pricini de încredere. Că și atunci când ne mor cei dragi, poate nesperat de repede, surprinzător. Argumentul cu care m-a convins fratele Vasilii când m-a chemat la mormântare, o spunea de Dragoș. Când ai fost la conferința cu familie, fratele ăsta a fost prezent, ai vorbit cu el, ai stat de vorbă și te simpatiza așa pe tine. Și a spus, cum? Omul a murit, a murit. Mai repede decât trebuia, nu? Îi spunea fratele Daniel, suntem așa de aproape, ca vârstă. Și mă mai spun un secret. Venind la mormântare, m-am ridicat foarte bolnav de pat, nu de COVID. Dar noi avem pricini de încredere. Și aș dori ca aceste pricini de încredere să le aibă și familia aceasta. Amin. Și aceste pricini de încredere să le avem toți. Amin. Ne apropiem de textul care a fost citit, ales de fratele Vasilie. Și aici eu văd un om, un apostol deosebit al Domnului, care ajunge în orașul Corint, oraș înfloritor, vorbind din punct de vedere economic, cu portul Chencrea, rută economică, transport. Și nu știu de ce, dar când oamenii au parte de bunăstare materială, crește imoralitatea. Corintul era recunoscut nu numai ca un oraș foarte dezvoltat economic, dar și ca un oraș al dezmățului, al imoralității. Și în colectivul ăsta de oameni, între oameni ăștia, apare Apostolul Pavel, care multor ani era un om ciudat. Nu era ca ei, nu gândea ca ei, nu se îmbrăca ca ei, nu vorbea ca și ei. Și parcă văd pe oamenii ăștia apropiindu-se de Apostolul Pavel și vă spus, străine, tu de ce nu ești ca noi? De ce ești altfel decât noi? Și în momentul ăsta Apostolul Pavel folosește câteva argumente. Își motivează trăirea lui altfel decât ceilalți. Și el în versetul 16 spune că noi suntem o dualitate, dacă vreți. Noi avem omul de afară, și în omul de afară avem un om din lăuntru. Valoarea noastră e dată de omul din lăuntru. Că spunea Domnul Luca 9:25. Și ce-ar folosi un om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sau și-ar prăpădi sufletul? Noi trăim în firea pământească, 2 Corinteni 10:3. Măcar că trăim în firea pământească, trăim în trupul ăsta, cu nevoile lui, cu suferințele, cu durerile, cu aspirațiile lui. Dar în noi, în ambalajul ăsta, avem ceva de mare valoare. Ăsta e sufletul care ne-a dat Dumnezeu. Și Apostolul Pavel spune, omul de afară se trece. Eu și aseară am fost la un privechi. Și aproape, foarte des, mergem la slujbă de privechi și mormântări, la, văd frați mult de la Șcheie, la Plăvărat, vecini de-ai mei acolo. Fratele Nicolae Beraru, trecut de 98 de ani, la Ders ca o soră de 105 sau 106 ani, a fost la tineri de 17 ani, de 19 ani, și observăm că omul de afară se trece. E dovedit asta. Dar Apostolul Pavel spunea așa, dacă această casă pământească a cortului nostru trupesc se desface, că se desface, noi avem în cer la Dumnezeu o clădire
care nu e făcută de mână, ci este veșnică. De ce Pavel trăia altfel? De ce gândea altfel? De ce se comporta altfel? Pentru că cei din Corint credeau că viața se termină la mormânt. Așa cum gândesc mulți aici. Că avem și noi un mare poet, Eminescu, care spunea la un moment dat că morți sunt cei muriți. Dar vine Scriptura și ne spune că nu e adevărat. Pavel credea, ca și mine, și ca unii din noi, că dincolo de cimitir, dincolo de groapă, dincolo de mormânt, mai este ceva, frate. Și asta îl determina să trăiască pe Pavel așa de frumos. Că unii se gândesc că totul se termină la cimitir și la groapă, cu o mormântare și o slujbă frumoasă. Pavel spune, nu, oameni buni, dacă pământul acesta, dacă lutul acesta, dacă această casă pământească a cortului trupesc se desface, noi mai avem în cer la Dumnezeu o clădire. Există viață după moarte. Noi cei care suntem în ființă, suntem condamnați să trăim veșnic. Timpul, spuneam eu, este o invenție a lui Dumnezeu pentru oameni. Dumnezeu când ne-a adus în existență, ne-a așezat într-o diagramă cu două coordonate, spațiu și timp. Eu m-am născut acum 60 și ceva de ani în Bosanci, acolo mă caută Domnul. Dar după ce se termină lumea asta, existența terestră, forma de viață continuă, dar sub un alt aspect, se cheamă veșnicie. În cer nu o să fie calendare și nu o să fie ceasuri agățate pe perete. Natura lui Dumnezeu este altfel, înseamnă veșnicie. Așa credea Pavel și așa cred și eu. Mai crede cineva așa? Amin. Că nu se termină totul la cimitir, că nu se termină totul la groapă, că există o întâlnire cu cei dragi. Amintea fratele Vasile cuvântul citat de Pavel în Tesalonic, că dacă noi credem că Hristos a murit și a înviat, credem și că va aduce înapoi pe cei care au adormit în El. Spuneam în altă ocazie, la mine am îngropat pe tata, am îngropat pe mama, tata sobru, mama soacră, cumnați și alții dragi. Dar în toate întristările acestea, la care am plâns, care m-au durut mult și încă mă dor, am avut resemnarea și am avut încrederea că într-o zi, când va reveni Hristos, pe dor cu slavă, mă voi întâlni cu cei dragi. Amin. E o pricină de încredere aceasta pentru voi cei din familie? La ce vă gândiți voi acum, sora Nușa, care e vecina noastră de acolo, la ziua care te întâlni prima dată, când v-ați hotărât la căsătorie, când v-ați făcut casă, apartament, locuință, când ați primit copii în familie, iar acum plângeți. Pricina asta de încredere care te lasă Scriptura, vă e de folos și vouă, că într-o zi ne-o întâlni iară cu cei dragi, Dumnezeu să o pună în fiecare inimă. Amin. Și Apostolul Pavel spune că avem la Dumnezeu o clădire. Domnul Iisus spunea în Ioan capitolul 14, ca și în cuvânt de mângâiere, eu mă duc la Tatăl ca să vă pregătesc un loc. Au fost frați care au avut anumite viziuni despre locul, despre clădirea pe care o au în lumea cealaltă. Cu cât îmbătrânesc, cu cât trupul cedează și văd că trece, tot mai des mă gândesc, oare cum arată casa mea de dincolo? Te-ai gândit odată în mod serios la aceasta? Cum arată casa ta? Că dacă într-o zi și tu vei muri și eu, veți auzi de mine, dacă nu vine răpirea, eu cred că e foarte curând, dar dacă Domnul zăbovește, o să auzi și de mine că am murit. Sau mai merg eu la câteva priveghiuri și împărântări. Dar eu mă gândesc, oare cum arată casa mea de dincolo? Cum arată casa ta? Și spuneam și trec la următorul gând. Există în lumea aceasta brânci care convertesc valuta pământească în valută cerească. Avem posibilitatea de aici, de pământ, să trimitem ceva dincolo. Și am numit eu casa văduvei, casa orfanului, casa săracului. Când ai ultima depunere la o astfel de bancă? Când ai făcut ultima dată un bine și multe alte fapte pe care Dumnezeu le are în evidență și sunt considerate acolo zidirea noastră cerească? Pavel spune, măi, eu nu sunt ca voi. Voi vă distrați până la mormânt,
vă trăiți momentul, trăiți clipa asta, e Domnul și în ziua de azi, dar eu cred că după moarte mai există viață. Doamne, dă-ne și nouă credința asta. Amin. Versetul 9 și 10 are Pavel și un alt argument. El spune în versetul 10 că toți trebuie să ne înfățășăm înaintea scaunului de domnia lui Hristos, pentru ca fiecare să dea socoteală de faptele bune sau rele pe care le-a făcut când trăia în trup. Dar în versetul 9 el spunea, de aceea mă și silesc să fiu găsit plăcut lui Dumnezeu. Pavel avea o strădanie permanentă. Cuvântul de silință nu ne place. Că în vremea lui Ceaușescu ne-au fost siliți să lucreze la mine, alții au fost siliți să lucreze la GAP-ul, alții au fost siliți să trezească la 5 dimineața în autobuz în supraaglomerate și nu ne place cuvântul silință. Dar este și o silință bună. Pavel spune, eu mă străduiesc, sinonim, ca să fiu găsit plăcut lui Dumnezeu. Fraților, care e silința noastră? Că cei de rădăuță sunt oameni harnici și aleargă mult și au multe strădani în viața aceasta. Dar silința pe care o avea Pavel, o avem. Și Pavel spune, eu mă silesc să fiu găsit plăcut lui Dumnezeu. Avem silința aceasta? Avem dorința aceasta? Atunci când vorbim de silință, eu am fragmentat-o în trei segmente ale vieții noastre ca să o putem înțelege, accesa mai ușor. Prima silință vine Fapte, capitolul 17, versetul 27, și spune Pavel în Areopagul din Atena că Dumnezeu a făcut ca toți oamenii și dintr-unul singur să locuiască pe toată fața pământului, le-a așezat anumite otare, vremi locuințelor, dar versetul 27, pentru ca oamenii să se silească, să-L găsească pe Dumnezeu bâșbâind, măcar că nu-i departe. Prima silință a noastră ar fi să-L căutăm și să-L găsim pe Dumnezeu. Doamne ajută-ne la aceasta! Amin. Al doilea segment în care am așezat-o silința, după ce L-am găsit pe Dumnezeu, după ce L-am căutat și El mi s-a lăsat descoperit, vine Petru și spune așa, 1 cu 5, a doua. De aceea, dați-vă și voi toate ca să unim cu credința noastră, faptă cu faptă, cunoștință, înfrânare, evlavie, dragostea de frați, iubirea de oameni, virtuți creștinești. Ne silim în fiecare zi să facem lucrurile acestea. Într-o zi, tu și eu vom sta în fața tronului de judecată. Eu sunt convins de asta. Și eu voi sta și tu vei sta. Am trăit în viața mea de 60 și ceva de ani aceste virtuți creștine. Toată viața mi-am silit să unesc lucrurile astea. Eu mai spuneam și obișnuiesc la mormântări să spun, fraților, cu cât trece vremea, îmi dau seama că noi trăim o viață de om pentru o clipă, pentru o secundă, pentru un verdict. Și făcându-mi un exercițiu de imaginație, mi-a spus, într-o zi voi sta în fața lui Hristos și voi aștepta verdictul acelor ani care am trăit aici în Bucovina. Și mi-am imaginat că se va uita Hristos la mine și îmi va spune, dragul și plător, rob bun și credincios, intră în bucuria stăpânului tău. Și nu știu ce am să fac. Eu studiam la niște frate, așa cum scrie Maleachi, voi împurda ca viței care ies din grad. Voi chiui, voi sări în sus de bucurie. Nu știu ce să fac când voi auzi chemarea. Dar dacă voi mi se va spune, niciodată nu te-am cunoscut. Du-te în focul cel veșnic. Ce voi face atunci? Că de acolo mai departe nu mai este loc de pocăință. Loc de pocăință e azi, dar rădăuți. De acolo, de la verdictul ăsta acolo, nu-i mai loc de pocăință. Ce voi face? Și ce mai contează, fratele meu, că ai fost bogat sau sărac? În secunda aceea, că ai avut, știu eu, multe diplome și relații, sau ai fost un singurat, ai trecut trei ca un haiduc, că ai fost mai sănătos sau mai bolnav, o viață rădăuță, ce mai contează atunci când se va spune vino sau du-te? Că
va fi verdictul care se va da în dreptul tău, oare? Te-ai gândit în mod serios la asta? Fratele nostru a plecat. Așa cum i-a fost viața, pregătirea, așa în mod surprinzător, Domnul l-a chemat acasă. Cum vei pleca tu și ce vei auzi în clipa aceea? Pavel spunea așa, eu cred că după moarte există o înviere. Și după înviere există o judecată. Probabil aici în Corintini o premiere în fața tronului Hristos. Nu-i judecată, dar judecata este în Apocalipsa. Toți oamenii vor primi o răsplată pentru faptele lor. Și pentru că eu cred în asta, spunea același Apostol Pavel în Fapte, capitolul 24-16, de aceea mă și silesc să am întotdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu. Dragii mei, marea bătălie a credinciosului se dă la nivelul cugetului. Marea luptă a pocăinților din ziua de azi se dă la înfrânarea poftelor. Atâta ești de pocăit cât ești de înfrânat. Nu după cum predic eu, nu după cum cântați voi, nu după cum dăruiți voi, atâta suntem de pocăiți cât e de cugetul de curat. Și eu mă rog de câteva ori mi-a zis, Doamne, ajută-mă să-mi pot păstra cugetul curat până când voi pleca de lumea aceasta. Că în funcție de curăția cugetului tău, să se va da sentința în clipa aceea. Și Pavel spune, eu mă silesc să am întotdeauna un cuget curat. Apoi când plecăm din lumea aceasta, putem pleca așa ca fratele, ca fratele de la Gura Solce de aseară, așa pe sărite, sau putem să plecăm toți odată când vine Domnul. Când plecăm pe sărite, așa spunea Pavel Apostolul, eu mă silesc ca să fiu plăcut lui Dumnezeu. Iar Petru la 2 Epistolul 3 cu 14 spune, fiindcă așteptăm aceste lucruri, să ne silim, ca la venirea Lui să fim găsiți fără prihană, fără vină și în pace. Doamne ajută! De ce Pavel nu era ca cei din Corint? Pentru că el folosește două motivații, două argumente. Eu cred că este viață și după moarte, eu cred că este o judecată, nu intrăm în detalii despre judecată, dar că toți va trebui să dăm seama de faptele noastre și eu, spunea Pavel, mă silesc să fiu găsit plăcut. Să ne ajute Domnul! Amin! A treia motivație era o constrângere a lui din dragoste. Și spune că el, Ioan spunea în 1 Epistolă 4 cu 19, el ne-a iubit întâi, de aceea iubim noi pe el. Noi socotim că dacă unul a murit pentru noi, toți acum murim pentru el și Pavel mai spunea un lucru. Noi nu mai trăim pentru noi înșine, ci trăim pentru acela care a murit și a înviat pentru noi. Toată ziua asta facem. Noi ne trebuie de când mă trezim. Noi ne trezim dimineața. Noi trăim numai pentru Domnul? Sau cât din ziua noastră trăim pentru Domnul? Eu spuneam născut în pocăință. N-am băut, n-am fumat niciodată, n-am curvit, nu am bătut, n-am furat. Și acum când văd Sfințenia lui Dumnezeu, în fiecare seară plec genunchi și spun, Doamne, și azi am trăit mai mult pentru mine decât pentru Tine. Și azi prin mintea mea au trecut gânduri care nu erau potrivite. Și azi am scăpat o vorbă care nu face cinste, poate un gest, poate o părere. Și în fiecare seară plec genunchi și spun, Doamne, iartă-mă. Dacă noaptea asta Tu mă chemi și inima îmi cetează să mai bată, să mă primești din corpurile veșnicie. Frații mei, cât trăim pentru noi și cât pentru Domnul. Și Pavel spunea, noi suntem constrânși de dragostea lui Dumnezeu, că El ne-a iubit. Am fost în Israel. Printre locurile vizitate, că n-am fost numai odată, m-a impresionat în mod deosebit Gabata. Locul paradosic cu pietre, unde spunea ghidul că 80-90% este autentic. Și când am văzut acolo locul a paradosit lespes de pietre și le spunea că aici a fost bătut Hristos, am avut așa o spială, o trăire deosebită. Sunt multe locuri comerciale acolo, pentru bani. Dar aici am avut o cercetare și mă gândeam, pe aici, unde calc eu, e sângele Domnului Iisus. Aici, la un stâlp, a fost bătut, a fost cuipat, a fost legat. A fost carnea zdrenită, i s-a pus cu rună de spini, l-a bătut cu trestea pentru mine.
și pentru tine. Mă gândeam în Ghetsmani acolo cu smochine și amar. Mi-l imaginam pe Domnul când a văzut în mâna lui paharul care trebuia să-l soarbă cu toate păcatele mele, cu toate păcatele tale, cu toate bolile noastre. Și Sfântul Dumnezeu a spus, Tată, dacă cu putință îndepărtează, că-i prea mare. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Ne-o iubi Hristos. Amin. Ne-o iubi Dumnezeu pe noi. Amin. Și acum Fahmi spune, noi suntem datori să-L iubim pe El. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin. Și un ultim argument care îl folosește Fahmi și mă apropie de încheiere, El spune că Dumnezeu nu-i iertat. Și eu cred în iertarea lui Dumnezeu. Eu cer mereu iertarea lui Dumnezeu. Și mai mult decât faptul că ne-a iertat, spune ne-a iertat și ne-a încredințat nouă slujba acestei împăcări. Pavel spune, eu am o slujbă. Eu spun tuturor că în relația Dumnezeu-om îi destabilit în relație. Că prin moartea și învierea Domnului Hristos, oamenii au din nou acces la slava lui Dumnezeu. Că adică Hristos, Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine, neținându-ne să socoteală păcatele și ne-a încredințat nouă slujba acestei păcări. Așadar, noi sunt ca și cum noi am fi trimiși de Dumnezeu, în puternicița lui Dumnezeu. Și pentru toți de aici, vă rugăm în numele Domnului Iisus Hristos, oameni buni, împăcați-vă cu Dumnezeu. Amin. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Am o istorie povestită, cu asta închei predica, eram în Basarabia, într-o adunare foarte mare, lor multe de cuvânt. Mă aflam acolo, am avut și eu câteva cuvinte. La un moment dat, la microfon, s-a ridicat un basarabian, înalt, suplu, sportiv, și-a povestit ceva din viața lui. Și nu mai pot să uit. El spunea că s-a născut într-o familie săracă, în vremea când comunismul era la putere în Imperiul Sovietic. De mic, el a avut o dorință de afirmare. O fericire care o căuta. Dorința de a fi apreciat de cei din jur. Și povestea fratele ăsta când tata a adus acasă un televizor al negru și l-a băgat în priză și ne uitam la televizor și când am văzut meciul de fotbal și când am văzut că unul care dă gol i-a aplaudat și toată lumea a spus fotbalism mă fac. Și îmi spunea și mă culcam cu mingea în pat, mă trezeam cu mingea și am ajuns fotbalist nu pe un maidan. Din 300 de milioane locuitori, am ajuns în 11-le din baza al Uniunii Sovietice. Mai mult, eram vedeta echipei. Când eu intram pe teren, mii de oameni, zeci de mii, strigau numele meu și îl aplaudam. Eram idolul lor de necontestat. Când am un gol, stadionul aclama numele meu. Așa am ajuns el. Că asta ce-mi spunea totuși, fericirea aceea după care tânjeam, nu o găseam, nu o aflam. Cineva spunea că în inima omului este un gol de forma lui Dumnezeu. Și dacă încerci să pui altceva, nu intră, nu se completează. Unii pun un pachet de țigări, altul pune o sticlă de băutură, altul pune o distracție, altul pune un televizor. Dar golul ăla care l-ai în inimă, numai Dumnezeu ți-l poate umple. Numai Dumnezeu te poate face fericit. Și El îmi spune, când eram în culmea gloriei, nu găseam fericirea. Și pe ascuns am început să beau. Și îmi spuneau colegii, măi, oricât ai fi tu de bun, dacă dau de tine ăștia, stafă tehnică, te dea afară. M-a prins, m-a iertat odată, de două ori, de 10 ori, la urmă o dată afară din echipă. Și din gloria Imperiului, luam o grămadă de bani, am ajuns să nu mă cunoască nimeni, am ajuns să dorm prin șanțuri și pe iarbă verde. Și omul ăsta vorbea cu lacrimi în ochi. Și spunea că la urmă, când eram abandonat de tot, spunea el, în dreptul meu s-a oprit Iisus Hristos. Și m-a ridicat în picioare. Și m-a iertat de păcate, spunea el. Și m-a botezat cu Duhul Sfânt. Și mi-a încredințat slujba împăcării. Acum spunea el, stau la o cameră de nefamiliști. Și am două perii de pantaloni. Una o spăl și o agăs ca să o suce, una e pe mine și plec în misiune. Și spun tuturora că cea mai frumoasă,
Adevărata fericire a omului este când îl întâlnește pe Dumnezeu. Amen. Când trăiește cu Dumnezeu. Amen. Că există posibilitatea reabilitării noastre. Eu cred că noi suntem credincioși aici. Dar aș dori ca Cuvântul lui Dumnezeu și Duhul Sfânt să lucreze la inimile noastre fiecăruia. Și în orice moment, în orice clipă, să fim împăcați cu Dumnezeu. Amin. Iată de ce Apostolul Pavel trăia altfel în Corint. Iată de ce rădăuțări, fete și băieți, femei și bărbați, sunt altfel decât societatea de rădăuți. Când toți caută distracție, când toți caută bunăstare, când toți aleargă după lucrurile acestea, noi știm că mai este ceva. Dumnezeu să le dea înțelepciune. Amin. Doresc ca binecuvântarea Domnului să fie peste familia aceasta. Amin. Aici a murit tata și a rămas mama. La mine întâi a murit mama și a rămas tata. Și când unul din cei doi stâlpi a casei pleacă, există o zdruncinătură, o clătinare. Dar doresc ca Domnul să o binecuvinteze pe sora. Amin. În regulamentele militare, în vreme de război, este o lege. Când comandantul cade la datorie, locțiitorul, în mod obligatoriu, ia locul. Când fratele a căzut și a fost chemat de Domnul acasă, sora, automat, ia locul familiei. El a ținut în mână un steag cu Vasilii, mi-a spus la ureche, predică cu toată deschizia. A fost o familie pocăită, a fost un frate bun. El a ținut un steag al cinste, un steag de onoare pentru familia aceasta. Soră, ia steagul, ia copiii pe dumitale, ia rudele de dumitale și nu mai departe onoarea și credincioșia familiei. Și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin. Amin. Amin.